Această rubrică este oferită de Mecon. În anul 1875 s-a născut Maurice Ravel. A fost compozitor francez, impresionist, celebru mai ales datorită muzicii de balet pentru orchestră în Do Major Bolero, compusă în anul 1928, una dintre ultimele piese compuse înainte ca boala să îl condamne la tăcere. În anul 1960 s-a născut Ivan Lendl. A fost jucător de tenis din Cehoslovacia. A fost pe poziția întâi în ierarhia ATP timp de 270 de săptămâni. A câștigat 94 de titluri la simplu, printre care 8 de mare șlem și 6 titluri la dublu. În anul 322 înainte de Hristos a murit Aristotel, a fost unul dintre cei mai importanți filosofi ai Greciei antice, clasic al filosofiei universale, spirit enciclopedic. Deși bazele filosofiei au fost puse de către Platon, Aristotel este cel care a tras concluziile necesare din filosofia acestuia și a dezvoltat-o, putându-se cu siguranță afirma că Aristotel este întemeitorul științei politice ca știință de sine stătătoare. În anul 1931 a murit Axeli Galen Kalela, a fost pictor și grafician finlandez, este celebru pentru ilustrațiile la Epopeia Națională Kalevala, ilustrațiile sale fiind considerate foarte importante pentru definirea identității naționale finlandeze. În anul 2004 a murit Eugeniu Proca, a fost medic, membru de onoare al Academiei Române, fondator al Societății Române de Urologie, a efectuat primele transplanturi renale din România. În anul 1395, Mircea cel Bătrân și regele Sigismund de Luxemburg au încheiat la Brașov un tratat de cooperare militară anti-otomană. În anul 1471, Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș, a atacat Moldova, dar Ștefan cel Mare l-a învins la Soci, lângă Bacău. Domnul Muntean, supus turcilor, a izbutit să scape fugind. În anul 1848, în timpul Revoluției Române, este emisă petițiunea Proclamațiune la Iași, redactată de către Vasile Alexandri. În anul 2001, Ariel Sharon devine prim-ministru al statului Israel. În anul 2009, NASA a lansat sonda spațială Kepler, care are scopul de a descoperi noi exoplanete asemănătoare Pământului, care orbitează alte stele cu ajutorul unui telescop și al unui fotometru. Această rubrică a fost oferită de Mecon.